Salutare, prieteni! Bine ați venit la o nouă lecție de limba engleză. În această lecție vom învăța împreună toate întrebările care încep cu WH în limba engleză. Spre exemplu, what, why, who, where și așa mai departe. Sunt sigur că le-ați auzit. Iar astăzi le vom învăța împreună, fiecare ce înseamnă, și vom face exemple cu fiecare dintre ele. Aceste WH words sunt cuvinte interogative numite astfel pentru că majoritatea încep cu WH. Să începem cu primul cuvânt întrebător. Who? Cine? Nu citim VH, citim who. Acesta se folosește în locul subiectului în propozițiile interogative. De exemplu, cine este acel băiat? Who is that boy? Who is that boy? Andrei este acel băiat. Andrei is that boy. Aici am dat exemplu să vedeți că cine se poate înlocui cu subiectul. Da? Deci cine este subiectul. Cine este acel băiat? Andrei este acel băiat. Ok. Deci who? Cine. Cine urmează? Who is next? Who is next? Sau cine vrea să cânte? Who wants to sing? Who wants to sing? Deci am reținut. Who înseamnă cine. Whom, pe cine. Whom se folosește în locul complementului. Încă o dată, whom, pe cine. Pe cine vezi acolo? Whom do you see there? Whom do you see there? Pe cine urmărești? Whom do you follow? Whom do you follow? Într-adevăr, acest whom se folosește mai puțin în limba engleză, dar e bine să-l știți. Următorul, whose. Încă o dată, whose. A cui sau ale cui. Ale cui sunt cărțile acestea? Whose books are these? Whose books are these? A cui este rochia aceasta? Whose dress is this? Whose dress is this? Atenție, în limba engleză nu este deosebire între a cui și ale cui. Se spune la fel. Whose. Ale cui sunt merele acelea? Whose apples are those? Whose apples are those? Ok, încă o dată. Whose. A cui sau ale cui. Where. Unde. Where. Unde locuiești? Where do you live? Where do you live? Unde pleci? Where are you going? Where are you going? Unde este Maria? Where is Maria? Where is Maria? Încă o dată, where, unde. When, când. When. Când plecăm? When are we leaving? When are we leaving? Când vrei să mănânci? When do you want to eat? When do you want to eat? Când este concertul? When is the concert? When is the concert? When, când. Why, de ce. Why. De ce plângi? Why are you crying? Why are you crying? De ce vrei să pleci? Why do you want to leave? Why do you want to leave? De ce ai întârziat? Why are you late? Why are you late? Why? De ce? Why don't? De ce nu? Acesta exprimă o sugestie. Why don't? Înainte am făcut why, de ce, why don't, de ce nu, pentru că don't este negație. Dar aici exprimă o sugestie. Nu am vrut să-l introduc în această lecție, dar am zis să fie. De ce nu iei o pauză? Why don't you take a break? Why don't you take a break? Ca o sugestie. De ce nu iei o pauză? De ce nu? Why don't? Why don't you take a break? Sau, de ce nu pleci mai repede? Why don't you leave earlier? Why don't you leave earlier? De ce nu mergi să dormi? Why don't you go to sleep? Why don't you go to sleep? Încă o dată, why don't? De ce nu? What? Ce? Ce dorești? What do you want? What do you want? Ce problemă ai? What is your problem? What is your problem? Ce culoare are casa? What color is the house? What color is the house? What? Ce? Which? Care? Which? Să fiți foarte atenți la pronunție. Care dintre culori îți place? Which color do you like? Which color do you like? Care este cel mai bun exercițiu? Which is the best exercise? Which is the best exercise? Care număr este mai mare? Which number is the highest? Which number is the highest? Which? Care? How? Cum? Bine, m-ați prins, acest cuvânt nu începe cu WH, dar intră în seria de întrebări foarte comune. How? Cum? Cum mergi la lucru? How do you go to school? How do you go to school? Cum ai reparat laptopul? How did you fix your laptop? How did you fix your laptop? Cum îți scrii numele? How do you spell your name? How do you spell your name? How? Cum? Sper că v-a fost de folos aceste informații. Puteți să vi le și notați, la fel și pronunția, pentru că am pronunțat aceste cuvinte de nenumărate ori. Dacă aveți nelămuriri, alte întrebări, puteți să le lăsați în comentarii. Până data viitoare, spor la treabă! Salut!